Bună ziua, dragilor, și bun venit la Părinți Prezenți, o emisiune despre educație conștientă a copiilor. Eu sunt gazda dumneavoastră, Loredana Iriciuc, redactor și părincipitici.ro, iar emisiunea o puteți urmări pe canalele de YouTube, dar și pe paginile de Facebook, Părinții Pitici, DC News și DC News TV. Astăzi vom discuta despre anxietatea școlară, pericolul ascuns din spatele băncilor. Este normal ca începutul anului școlar să stârnească teamă și stres. Cu toate acestea, există cazuri în care aceste emoții devin copleșitoare și se transformă într-o adevărată anxietate școlară. Tulburările de anxietate sunt cele mai frecvente afecțiuni psihice în rândul copiilor și adolescenților. Pentru că școala este o sursă importantă de stres la această vârstă, anxietatea ia forma anxietății școlare. Pentru a înțelege mai bine ce presupune anxietatea școlară, o avem alături de noi pe psihologul Irina Mincă. Bună, Irina. Bună, și mulțumesc. Mulțumesc că ai acceptat invitația la Părinți Prezenți. Și aș vrea să pornim de la definiție ca să putem înțelege mai bine ce este mai exact anxietatea școlară. Anxietatea școlară reprezintă o teamă și o îngrijorare excesivă cu privire la mersul la școală. Adică copilului se trezește dimineața și e frică să ajungă la școală? Exact. Și poate refuza chiar să meargă la școală. Care sunt principalii generatori de anxietate școlară? De ce le e frică să meargă la școală? Aici anxietatea școlară ia forma mai multor anxietăți din spate. De fapt, e vorba de anxietate de separare, anxietate generalizată, tulburare obsesiv-compulsivă și anumite fobii. La copilașii mai mici, într-adevăr, anxietatea de separare este cea care apare prima, pentru că sunt și mici. Este teama de a fi departe și de a se despărți de mama și de tata, de îngrijitor. Și atunci, da, apare refuzul de a merge la școală, chiar și la grădiniță. Deci apare chiar de la grădiniță, nu mai târziu. Poate apărea chiar și la grădiniță. Și copilul ce? Nu vrea să rămână acolo, indiferent de cât de frumos și jucării frumoase. Și... Păi asta nu e cumva o teamă că dacă mami nu mai vine după mine? Ba da. Și anxietate școlară. Teamă că vor fi lăsați acolo. Am înțeles. Și ce semnale pot observa părinții la copil? Adică care să zică că e o anxietate școlară? Păi, în primul rând apar modificări în comportamentul lor. Pentru că cei mici sunt nu prea reușesc să verbalizeze ce simt și atunci se manifestă prin comportamente și schimbări ale dispoziției, cum ar fi, nu știu, crize de furie, plâns, tristețe, iritabilitate. Deci clar se vede la copil o schimbare la dispoziție, care continuă și acasă. Adică, da, se vede. Într-o postare pe rețelele de socializare ai atras atenția asupra faptului că anxietatea școlară poate fi un real pericol. Mm-hmm. Cum ai descrie, ca expert, pericolul pe care îl reprezintă anxietatea școlară? Este un real pericol, în primul rând, pentru că părinții, mulți dintre ei, nu au informație și nu-și dau seama exact ce se întâmplă. Pur și simplu se gândesc că așa sunt ei, sunt mai timizi sau sunt mai răzgâiați. Sau, nu-și pot da seama pentru că încă nu informația nu a ajuns la ei, că ar putea fi totuși un semnal de alarmă. Și de cum asta se poate trece foarte, trece timpul și nu păi nu-și pot da seama. Adică da, dacă copilul începe acum școala, mă gândesc că poate e doar o perioadă de adaptare. Poate fi, tocmai poate fi. Poate fi și o teamă obișnuită de un nou început, de ceva nou, care trece. Dar anxietatea este ceva care rămâne și interferează cu alte, nu știu,
și acasă, și în parc, sau pur și simplu. Și devine destul de dificil să facă față cerințelor, să-și facă temele, să răspundă la ore. Și cum identificăm diferența asta dintre stresul normal al școlii și când e anxietate școlară? Păi, se văd rezultatele. Copii care chiar refuză să mai meargă la școală, absentează, nu răspund la ore sau evită contactul vizual cu profesorii, evită să stea cu colegii, preferă să stea mai mult singuri. Și atunci, da, pot apărea și diverse simptome, dureri de cap, dureri de stomac, greață, atunci când anxietatea este foarte puternică, și apar și aceste simptome care sunt vizibile. Se poate crede că poate e ceva care simulează, dar durerile sunt reale, doar că sunt pe fond emoțional. Și când catalogăm că este o anxietate, adică de când a început școala, din primele zile, sau lăsăm să treacă o perioadă mai lungă de timp, nu știu, 2-3 luni, jumătate de an? Stresul normal dispare destul de repede, cel obișnuit despre care vorbeam cu începutul de școală, însă nu cred că este un termen exact, dar cred că o lună, două ar fi suficient cât să ne dăm seama să treacă totuși un timp. Care sunt modurile în care anxietatea școlară poate influența viața unui copil în afara școlii? Ceea ce spuneam și mai devreme, ei se comportă diferit. Se vede că sunt irascibili, sunt triști, sau se exprimă prin furie. Poate anxietatea să influențeze viitorul și succesul în viața unui copil? Da. Sigur, dacă nu este văzută din timp și luate măsuri, eventual cu un specialist, sigur că devine adultul cu neîncredere în sine, cu teamă de eșec, de a nu fi criticat. Deci toate acele tipuri de anxietăți pot merge mai departe și în maturitate. Și acolo intervin sarcinile vieții, munca, relațiile de familie și apar dificultăți. Și cum îi explicăm copilului anxietatea școlară astfel încât el să o înțeleagă și să se simtă confortabil să vorbească despre ea? Cred că părinții pot recurge la niște metode mai creative, depinde și de vârsta copilului, dacă sunt mai micuți, dacă se uită la anumite desene animate, unde poate să-și imagineze că, nu știu, un erou din poveste, unde el poate să se lupte cu această anxietate, care la fel poate să-i dea o anumită formă, prin desen, să-i facă pur și simplu cum arată, ce nume, sau printr-un personaj. Adică îi zicem că și da. Spider-Man, exact. Și lui Spider-Man e frică de școală? Exact. Și funcționează? Și frica de școală îi poate da o formă. E din creativitatea copilului, cum se gândește el că ar arăta. Am înțeles. Acum hai să vorbim și despre soluții. Cum pot părinții și cadrele didactice să rămână conectați cu copiii și să le ofere sprijin în gestionarea anxietății școlare? Pentru părinți. În primul rând, cred că ar fi pentru ori, indiferent atunci când începe școala, să existe așa o discuție înainte, cum o să fie, ce o să se întâmple acolo, să găsească, nu știu, niște rutine unde să meargă la masă împreună, să strângă familia, să vorbească despre ziua precedentă, cum a mers. Da. Și așa ar putea să deschidă cât mai mult prin întrebări și prin asigurarea
copilului că părintele este acolo oricând are nevoie de ajutor sau să-i povestească pur și simplu cum a fost în ziua aceea la școală. Și cadrele didactice cum ar trebui să procedeze? Da, cadrele didactice chiar au o mai bună observare, pentru că sunt acolo și pot vedea exact când se întâmplă și pot semnala, dar mai departe părintelui și eventual părintele mai departe de a apela la un specialist, unde și acolo să existe o pregătire să-i spună copilului că va merge la un adult cu puteri speciale, la fel apelăm la creativitate, să devină o întâlnire plăcută unde se va juca și se va simți bine și adultul cu puteri speciale îl va ajuta să simtă mai bine, să fie mai fericit și atunci da, va fi mult mai ușor. Iar pentru cadrele didactice, pur și simplu la fel ca și părinții, să le ofere prezența lor și să se asigure că sunt acolo, dacă au nevoie de ajutor, vor să le spună ceva. Sau chiar să existe, ar fi, nu știu, dar încă nu există la noi, o cameră specială unde copilul se poate retrage atunci când simte că este copleșit de emoții. Să citească ceva, să pur și simplu să se relaxeze acolo. Da, dar profesorul având, nu știu, 20-25 de copii în clasă, nu prea poate să stea după fiecare. Ce face cu... Cum să gestioneze el situația ca să se simtă fiecare copil în largul lui la școală și să nu mai fie anxietatea aceasta? În primul rând, încurajat de orice răspuns primește referitor la ce se predă, la feedback-ul pe care îl primește de la copil și să fie foarte atent și încurajator, susținut. E atunci când copilul pur și simplu îngheață și este teamă să răspundă. Copil care este foarte entuziasmat în primele două săptămâni că merge la școală, ce frumos e la școală, și dintr-o dată, într-o dimineață, începe să plângă, nu mai vreau la școală, vreau să-mi iei liber astăzi. Sigur, ceva s-a întâmplat la școală. Și cum îl facem să ne spună ce s-a întâmplat? Da, păi aici poate apărea și teama de a spune, să nu intre în bucluc. Și cu, el, sau cu mama sau cu profesorul? Și cu mama, poate, nu știm care e relația în familie, cum a reacționat mama, să nu vinovățească că te din cauza tu ai provocat, sau de teamă că atunci când va ajunge până la urmă la școală se va răzbuna colegul sau persoana care a avut legătură cu disconfortul ăsta și teama de a se mai întoarce la școală. Și aceasta este anxietate? Putem să spunem că este anxietate școlară? Da. Care sunt intervențiile eficiente pe care le-ai văzut să funcționeze în reducerea anxietății școlare la copii? Mm-hmm. Intervențiile sunt personalizate în funcție de temperamentul, de personalitatea în devenirea copilului, creativitate, abilitățile lui, chiar și talente. Important este să-i facă plăcere. Aici funcționează în mod special și îmi place și mie să folosesc în practica mea privată, în psihoterapie, tehnicile de art-terapie, care poate fi desen, poate fi pictură, modelaj, terapie prin joacă, povești terapeutice. Aici la fel, trebuie cunoscut copilul foarte bine înainte discuții, să alegi o relație cu el, să aibă încredere că tu ești alături și poți să-l ajuți și poate să se deschidă. Să știm ce îi place și legat de ce îi place putem să adaptăm diverse metode, în special creative și prin joc. Bun, ne dăm seama că al nostru copil suferă de anxietate școlară când apelăm la psiholog.
Când apelăm, când observăm că comportamentul și simptomele durează și continuă și acasă și durează și întâmpină probleme în a-și face temele, în a merge pur și simplu la școală, a refuza să meargă la școală. Asta mi se pare chiar primul, cel mai clar semn, când nu mai vrea să meargă, chiar să spună că se simte rău și atunci să minte. Face scutire, mergem la medic, dar de fapt problema poate fi pur și simplu emoțională. Și atunci, da, e bine să apelăm la un specialist. Irina, și ce sfaturi ai pentru părinții care se confruntă cu anxietatea școlară a copiilor lor și doresc să-i ajute? În primul rând, părinții își pot ajuta copiii, dar și adolescenții, și pe cei mai mari, să învețe cum să facă față anxietății la școală, pur și simplu prin propriul model de gestionare a stresului. Adică cel mai mare cadou pe care îl pot oferi copiilor este de a fi un model. Copiii învață prin exemplu și atunci părinții trebuie să fie atenți la modul cum își gestionează propriul stres. Și cum ne gestionăm propriul stres? Prin diverse exerciții de meditație, de respirație, de mers în natură, unde simțim că pur și simplu e nevoie de mai mult ajutor, să apelăm la un specialist care ne poate îndruma și ne găsi anumite tehnici special pentru noi, care să funcționeze, pentru că toți suntem diferiți și ne adaptăm în funcție de persoană, la fel de personalitate, de ce îi place să facă și ce este cel mai potrivit. Cum poate mediul școlar să fie adaptat pentru a reduce riscul de anxietate la copii? Aici mă gândesc că ar fi util să implementeze un program unde un specialist, psihoterapeut, psiholog, să vină pur și simplu, să fie ca invitat, să ofere informații și psihoeducație chiar acolo la școală. Program, o oră în care să vină un invitat să vorbească despre. Păi și ratează ora de matematică pentru... Așa pentru... e, matematica e importantă, dar eu cred că mai important este gestionarea emoțiilor, ca să poată să învețe la matematică. Așa este. Și în final aș dori să transmit un mesaj cheie părinților de acasă, chiar și educatorilor și profesorilor, cu privire la anxietatea școlară. Ceva așa... punctual, la ce să fii atent și cum să aibă grijă de copii. În primul rând mă gândesc că este important ca părinții, am observat că ezită să apeleze la ajutor în exterior pentru că de teamă ca acesta, copilul, să nu fie etichetat într-un anumit fel sau chiar să a cere ajutor și ar recunoaște în acest fel nepriceperea, însă nu e nimic greșit în a duce copilul la psiholog, ci dimpotrivă este cea mai bună hotărâre pe care o poate lua un părinte de a ajuta acolo unde părintele nu poate. Și prima condiție este să admit sincer că ceva nu este în regulă copilul, pentru că, în primul rând, părintele trebuie să vadă. Copilul e foarte dificil să mulți, mai ales la copiii mici, le este foarte dificil să-și recunoască emoțiile și să le verbalizeze. Deci, da, putem doar să-i observăm și să vedem cum își modifică comportamentul. Și acasă cum facem cu ei?
Adică nu, poate sunt unii părinți reticenți, nu vor să-l ducă la psiholog, da, și vor să, nu știu, să-l trateze acasă. Cum să gestioneze situația? Pot și acasă face anumite lucruri cât le permite și timpul și pur și simplu cât pot ei face în sensul ăsta, când simt că, până la urmă, vor simți că îi depășește și vor merge la un specialist. Însă sunt lucruri pe care le pot face împreună, pur și simplu. Cel mai important este să petreacă timp împreună, pentru că, da, timpul este scurt și suntem foarte ocupați cu toții, însă e important să ne găsim timp să pur și simplu să luăm cina împreună, măcar de două ori pe săptămână, unde acolo putem discuta cum ne-a fost ziua. Putem găsi activități pentru copii în aer liber, de relaxare, de pur și simplu mers în parc. E o zonă unde este natură, sunt copaci, este aer, pot să se joace. Și dacă micuțul nu vrea să vorbească despre ce la pasă sau nici măcar nu știe cum să exprime sentimentele lui, dar el suferă de anxietate, da, școlară, suferă. Așa e. Cum facem cu el? Cum să aflăm de la el ce se întâmplă? Cum să aflăm și cum să-l ajutăm? Putem pur și simplu întreba dacă este ceva ce îl apasă și ar vrea să spună și să-l asigurăm de tot suportul și de, nu știu, și că nu se va întâmpla nimic rău dacă va spune, nu va fi pedepsit, nu vor exista consecințe, ci doar hai să spui doar cum a fost la școală. Pur și simplu. Bine. Atât răspund. Da. Și cum bine, și mai multe detalii. Ce-ți place mai mult la școală, acolo? Ce faci când intri? Cu cine mai vorbești? Deci întrebări din astea, da, nu închise, deschise. Întrebări deschise. Cât mai deschise și cât mai în detaliu. Da. Despre colegi, cum sunt colegii, cum e. Adică să fim curioși. Și până la urmă se va descoperi. Dar, într-adevăr, întrebările directe și închise pot să nu aducă răspunsuri, da. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ai împărtășit astăzi. Te mai așteptăm la Părinți Prezenți. Cu mare drag. Mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi până la final. Să ne revedem curând, iar până data viitoare, să fiți mereu părinți prezenți în viața copiilor voștri. Cu bine!